Trei puncte foarte importante pentru campionat. Eu am spus mai de mult, cred că FCSB-ul nu are probleme de campionat anul ăsta. În partea a doua meciului FCSB-ul a dominat. Asta este, fotbalul nu poți, într-un meci nu poți să domini de la un capăt la altul. Asta este, importante sunt punctele. Degeaba câteodată domini tot meciul și faci un egal sau poți pierde pe final. Coman din nou decisiv, Coman a fost din nou decisiv. Coman este un jucător determinant la FCSB, este un jucător foarte bun. Sperăm să fie și pentru echipa națională, pentru că este un jucător într-o formă bună, un jucător matur în momentul ăsta. Îl va mai păstra FCSB-ul, mai poate să-l păstreze din vară? Poate pleca din vară? Poate pleca. Un jucător de golgheterul campionatului în momentul ăsta depinde. Dacă primește o ofertă avantajoasă și pentru el, în primul rând, numai pentru club. Are o clauză, dacă va veni, are și el 25-26 de ani acum, cred. Da, depinde ce se va întâmpla. Amândoi jucători foarte importanți pentru Steaua, nu importanți. Ei au înscris majoritatea golurilor la Steaua. Foarte importanți. Cum vi s-a părut Alexandru pe postul de fundaș central, la doua repriză? Alexandru este un jucător bun. Acum trebuie să vedem la un singur meci cum se întâmplă și cu Drăgușin. A greșit la un meci Drăgușin. Trebuie să-l pună la zid. Va greși, va mai greși, pentru că în fotbal cineva trebuie să greșească. Și dacă stai pe bancă, e mai greu să greșești. Credeți că mai avea, va mai avea șansă să joace Drăgușin? Da, de ce nu? Păi da, odată alții bani pe el, este un jucător tânăr, un jucător de perspectivă, nu se pune problema. Cum se vede acum campionatul României dinspre impresarii din vest, să spunem? Sunt interesați, le place ce văd? Ați văzut că vin pe la meciuri? De asta mă întreb. Nu prea mai vin. Numai fotbalul nostru nu prea mai este atât de interesant. Dacă facem o figură frumoasă pe la europene și mai ne calificăm prin cupele europene, probabil vor mai veni, dar deocamdată nu prea. Cât de mult ar putea crește cota jucătorilor români la campionatul european? Depinde ce facem, că dacă facem numai prezență, nu crește deloc. La revedere! Mulțumim.